Capitolul 14. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon. În dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: S-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea, și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Zefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despică-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui, au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășala în tabăra egiptenilor. A scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise: Întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toate oastele lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise.